Da, doamnelor și domnilor, o ediție palpitantă. Începem cu omul care a trecut prin atâtea hopuri în viața lui, încât cu siguranță este ca în celebru scenariu de film. Dacă toate astea s-au întâmplat de acum înainte, teoretic nu îi se mai poate întâmpla nimic rău. Cu atâtea încercări merge mai departe, dar să aflăm povestea emoționantă a lui, cel pe care îl știți din serial, de pe scene, Constantin Zanfirescu, zis și Zamzu, zis și Gogoașă. Să-l vedem! Ce faci, maestre? Îmi place de tine că ai zis că venim la plajă. Hai, te pup, să te rog să iei loc. Ce înseamnă să fii cu adevărat puternic? Asta mă uitam la toate lucrurile care ți s-au petrecut ție în viață și la modalitatea puternică și, aș putea spune, chiar zâmbitoare de a trece peste el. Păi dacă nu treci peste ele, te doboară. Și ce nu te doboară, te face mai puternic. Așa spunea un înțelept. Da, cum se călește fierul. Una caldă, una rece și facem oțel din fier. Ai trecut și prin coronavirus, nu? Am trecut și prin coronavirus și prin nosocomiale de după coronavirus. Pe cuvântul tău. Pentru că nu poți să intri într-un spital cu una și să ieși cu zero. Intri cu una, pleci cu alta. Sau cu mai multe. Asta, și s-a întâmplat. Locul în care e pe plus e la spital, că pleci cu mai mult. Totdeauna, sunt generoși. Stai o secundă, deci ai fost, ai fost la spital, a trecut, dar au fost și infecții după. Da, ai rămas în spital sau l-ai tratat acasă? Le-am tratat acasă, pentru că în ziua în care trebuia să plec, o cameră de alături, un salon de alături se nebuliza, adică se scosese tot, se curăța și aerul, se nebuliza. Și am întrebat, curios fiind din fire, și mi s-a spus, vecinul tău de salon, lasă dâre. A făcut, s-a îmbolnăvit de o problemă nosocomială, cu Clostridium se numește, este o problemă gravă care te așează bine pe toaletă. Din păcate. Da. Și la mai puțin de jumătate de oră am simțit că e cazul să fac niște teste și am cerut o mostră și într-o oră mi s-a dat rezultatul pozitiv și eu. Rămâneți încă 4 zile după alte 14 pe care le-am petrecut deja în spital. Și am zis nu, în niciun caz. Păi, ești ok? Te-ai sunt foarte bine. Ok, da, da. Bun, mergem mai departe, că noi dăm firele cumva în urmă, ca la Benjamin Button. Tu, da, tot mai tânăr fiind, dăm în spate. Cred că a căzut cerul pe tine în momentul în care ai aflat că ai boala aia nasoală, care începe cu câmp. Da, ca să dăm și mai în spate, acum mai bine de 15 ani, stai puțin să calculez exact, 13 ani. Așa. Fiul meu, David, făcea 7 ani și mi-a cerut să-i fac un tort. Eu fac și torturi, și torturi de eveniment. Chiar foarte frumos. Dar ăla a fost primul meu tort pe care l-am făcut fiului meu, să-i fac mașinuța dintr-un desen animat. Am reușit să o fac perfect. Bineînțeles că postând-o pe Facebook au venit comenzile. Dar, de la momentul ăla, urmând ani de zile de făcut torturi, am ajuns până anul trecut să fac un tort pentru familia Doca. Și le mulțumesc foarte tare, de-aia le-am și spus numele, pentru că dânsii sunt domnul George Doca, este patronul unei clinici și m-a invitat, după ce i-am dat tortul, să fac niște investigații. Investigațiile alea erau, hai să scoți niște analize. Atât, da, nu prezentam niciun simptom. La primele investigații, la singurile pe care le-am făcut de atunci, s-a arătat clar la ecografie că am o formațiune suspectă pe rinichiul drept. Al doilea ecograf făcut în aceea zi, dar în alt salon cu alt medic, a confirmat. A zis, nu-mi place ce văd, de data asta era cum mai grav. Și primul medic care a văzut, domnul Mihai Dumitrache, este și cel care m-a operat laparoscopic. În mai puțin de o săptămână eram în spital și curățat. În ce fază efectiv. Erai? Da, eram în stadiu 1, eram în cel mai incipient. Fiecare cancer are 4 stadii, T1, T2, T3 și T4, dar fiecare stadiul mai are încă 3 nivele. Și eu eram în T1 și ceilalți doi indicatori erau un X, adică nici măcar 0, nu începuseră să crească, sub nicio formă. Deci, deci tu chiar ai avut noroc. O șansă, da, un noroc. Adică l-ai luat, abia se născuse și l-ai luat în pripă. Nu, abia se manifesta, se născuse cam de mult, pentru că avea dimensiunea unei prune, era destul de mare. Wow. Da. Avem și niște imagini aici, dacă ați observat. Aici este pulsoximetru când ajunsese la o saturație care arăta că are 99. Fericitul. Dar acum este, e fericit? Astea sunt din spitalul de la coronavirus. Vai și cea dinainte, când eram în pijama, așa? Este din fotografia făcută în spital imediat după operație. Aici sunt la COVID, efectiv. Da, vreau să spun că era o fotografie în care aici... Asta e problema. Asta e beleaua sub formă de prună, da? Da.
O care invadase premier. Și interiorul peretelui rinichiului și nu mai putea fi salvat rinichiul. Exista și posibilitatea de a se decupa, dar se decupa prea mult pentru că se scoate întotdeauna țesut de garanție și nu mai rămâne mai nimic din rinichi. Ce vreau să zic? Ești un învingător, uite, ai trecut și peste asta, trebuie să faci controle periodice, probabil că da, nu știi. Da, odată cum la 6 luni de zile trebuie să dau cu subsemnatul și să mă duc să mă iradiez cum ar veni, că trebuie să fac CT-uri. Corect. Avem însă două lucruri importante pe care vrem să le discutăm după pauză. În primul rând, Zamzoare a avut și alte probleme care probabil că ar distruge sufletul unui om și totuși a lucrat cu umorul și lucrează în continuare. Veți afla la ce lucrează, pentru că a pierdut un copil, pentru că a avut alte probleme. Cum a reușit acest om? Foarte tare. Stați după pauză. Suntem față în față cu Zamzu, un nume consacrat al umorului românesc, o să aflați ce face acum. Pe de altă parte, am vorbit cu zâmbetul pe buze, așa cum îl vedeți, de faptul că a trecut prin coronavirus și o nozocomială, a trecut prin operația de cancer și l-am întrebat, și aici am rămas, de unde are puterea să treacă mai departe, cu atât mai mult cu cât. De exemplu, s-a vorbit despre un accident vascular și a zis că vrei să lămurim lucrul ăsta în premieră, chiar acum. Da, pentru că s-a spus în permanență că am avut accidentul vascular în copilărie. Copilăria este ceva de la niște 2 ani, 3 ani, 4 ani în sus. Nu, la vârsta aia abia s-a aflat despre el. Accidentul a fost la momentul nașterii. Eu m-am născut cum, de Revelion. Cum s-a întâmplat? De Revelion? Sunt născut pe 1 ianuarie și când vorbea ceva... Foarte nasol că nu poți să-ți faci ziua, ori faci cu toată este, lumea. Spun că este cea mai execrabilă zi de aniversare. Da. Când a doua zi, când e ziua ta, vrei să-i inviți, hai mă, mergem la o bere, la un grătar, toți sunt mahmori, se ceartă cu WC-ul. Deci, nu, sunt sătui de băutură și de mâncare, n-au chef. Și orașul este închis, este a nostru. Da. Da, da. Ok, deci ce s-a întâmplat acum 55 de ani? Mulțumesc frumos. Pe mama o legau la șireturi când vorbea Ceaușescu și a ajuns la spital cu dilatare insuficientă pentru naștere și urma, după calculele medicilor, să vin pe lume pe la ora 5. Nu era momentul să piardă tot Revelionul. Și au dat lui mama tot felul de pastile și m-au tras cu forcepsul. Vai de mine! Aveam cordonul înfășurat în jurul gâtului cu mâna dreaptă prinsă peste carotidă și atunci s-a strâns și mai tare cordonul umbilical și am avut asfixie albastră, adică sufocare, asfixie severă, știi? Și practic mâna mea dreaptă presând pe carotidă am făcut și hipoxie cerebrală. Atunci s-a produs accidentul vascular și a urmat după aceea o moarte clinică de câteva 2-3 minute. Mi-a povestit mama că siderată o asistentă m-a luat și m-a spălat cu apă rece pentru că nu mai era cazul să mă spele cu apă caldă. Vai de mine! Iar șocul termic mi-a repornit inima. Deci, noroc că femeia n-a știut ce face. Da. Și toată lumea fericită că am revenit la viață, dar abia pe la 2 ani de zile s-a aflat de situație, pentru că eu nu luam nimic cu mâna dreaptă, luam numai cu mâna stângă. Eu sunt stângaci, eu scriu cu stânga, desenez cu stânga, modelez torturile pe care le fac cu mâna stângă. Bine, mă ajut și de dreapta, vedeți? Da, eu dar e mai mult de design mâna mea dreaptă. Pe cuvântul tău. Da, e, n-am știut niciodată. Și partea dreaptă la fel. Am o elongație teribilă la picior ca să fie echilibrat și mă încalz după stângul. Pe vremea lui Ceaușescu plecam la cumpărături de pantofi cu buletinul, pentru că eu ceream stângul la probă și ei îmi spuneau, păi am dat și dreptul, tu vrei stângul, îmi fugiți cu perechea, buletinul. Da. Da. Poate că cel mai greu moment și cel mai greu moment este acela când pierzi un copil pe lumea asta. Da, și am vorbit lucrul ăsta cu foarte mulți oameni, de la Silviu Prigoană la alți oameni, este o chestie devastatoare și, repet, nu știu cum faci trecând și prin acest moment de crâncenă tragedie. Da, adică la momentul respectiv l-am suferit exact așa cum suferă un părinte când își pierde un copil. Chiar dacă fetița mea, Anastasia, a trăit doar 19 zile, pentru mine a fost îngerul meu și este în continuare. Asta este lucrul care mă bucură și mă liniștește, că știu că este undeva un înger păzitor care veghează asupra fraților ei, care au venit după ea, Sara și David, pe care i-ați văzut în fotografie. Bravo! Și e acolo sus să-i ghideze. Doar că vezi, ăla n-a fost ultimul moment. A urmat. Sara s-a născut cu o tumoră. Și toate lucrurile astea, vezi, dacă nu te dărâmă, te fac mai puternic. Și eu am reușit să trec peste chestiile astea pentru că întotdeauna mă uit în jumătatea plină a paharului. Ăsta este răspunsul, ăsta este secretul, dacă poate fi un secret. Mă uit mereu în partea pozitivă a lucrurilor. Fiecare lucru care ți se întâmplă este cu un scop în viață, este o lecție. Eu sunt de acord cu tine. Trebuie să spunem că Sara are o problemă aici, cum a spus el, o tumoră. Da, o tumoră pe partea dreaptă, care importă nervul facial și nu poate fi intervenit asupra acestor... Sunt 3 formațiuni tumorale,
sus și jos față de nervul facial și în buză, în buza superioară dreaptă. Și dacă s-ar interveni chirurgical și cum orice tumoră se scoate cu țesut de garanție, ar însemna să golesc obrazul, să vezi dinții sau să lezezi nervul și să nu mai închizi ochii sau să nu simți gură. Și o domnișoară la 16 ani? Da, și... Dar fetița mea este la, o luptătoare cot la cot cu mine. Adică este de o frumusețe și nu neapărat că este puiul meu și că e în ograda mea. Așa este. Dar este superbă fetița, Sara o cheamă, și este specialistă în machiaj. Dacă ați vedea cum se machiază, deci și normal la vârsta asta... Normal că și-a crescut, adică a stimulat acest talent al ei pentru a avea un chip perfect. Da, și... a ajuns să devină, să spunem, model pentru altele. Ce și are un prieten superb la momentul ăsta. Ești fericit? Da, da. Asta e foarte frumos. Te-ai întrebat vreodată, băi, ce se întâmplă cu mine? Încă nu mi-am terminat naștere, treabă. La naștere, una, două, trei, patru, ce se întâmplă cu mine? Sunt icar, un fel de genul ăsta. E un icar care trebuie să ducă, să facă, să dreagă, să rezolve și să dea dovadă și altora că se poate. Pentru că, spre exemplu, sunt invitat din an în an la aniversarea de Moș Crăciun a copiilor cu handicap. Eu fiind persoană cu dizabilități și în urma accidentului. În urma accidentului de la naștere. Am hemipareză pe o toată partea dreaptă. Lucru pe care l-am dres în 14 ani de spitalizare. Problema e că te văd de 30 de ani la TV și nu mi-am dat seama niciodată. Știu să ascund. Mare. Dar există. Da. Iar dacă aș merge în pantalon scurt, s-ar și vedea. Aha. Da. Și spuneam așa, deci sunt invitat la acest spectacol de Crăciun al copiilor cu dizabilități și atunci le vorbesc și părinților care suferă cot la cot cu copiii, dar și copiilor, că se poate. Și eu sunt o dovadă vie. E adevărat că în sanatoriul de recuperare locomotorie din Oradea, de la 1 mai, eram cel mai fericit caz. Adică acolo exista și mai grave. Dar se poate. Se poate. Și dacă vrei, reușești. Nu există nu poate. Există doar las pe mâine. Și dacă nu lași pe mâine, reușești. E absolut mortală, la modul pozitiv, bestial aș putea spune, filozofia ta de viață. Tocmai de asta lucrurile merg mai departe, ești puternic. Și tocmai pentru că mergi mai departe, povestește-ne despre proiectul tău artistic. Acum te-am văzut pe scenă, am văzut un spectacol, l-am recunoscut și pe americanul, pe Emil Mitrache. Da, avem... Sunteți mulți acolo în echipă. Suntem pe la Vinia, pe... o echipă de artiști care acum suntem momentan, spun așa, momentan puși la colț pe coș de nucă din cauza pandemiei, dar revenim pe scenă în curând. Avem mai multe spectacole, dar ăsta în care l-ai văzut și pe Emil Mitrache, adică americanul, așa cum îl cunosc majoritatea dintre români, este un spectacol de comedie, se numește Păzeacă vine Apocalipsa. Așa. Sper că nu deranjez că am spus numele spectacolului. Nu. Nu știu când îl vom rejuca, dar când l-am jucat am umplut țări și avem... 4 scene legate de teama românului despre apocalipsă. Cum primesc și cum digeră, să spunem, venirea imediată, iminentă a apocalipsei, 4 tipologii umane. E foarte interesant că suntem acum într-o vecinătate de apocalipsă, că despre asta se vorbește, deci e foarte actuală. Acum că s-a deschis, că am înțeles că s-a dat cu scenariile acum în fața oamenilor și s-a dat drumul la teatre, așa că... Da, dar asta este o utopie, să spui că asta se dă drumul la teatre, pentru că a dat drumul la teatru înseamnă, în primul rând, fizic, a încălzit o sală de teatru. A crea bilete, a crea afișe, a lăsa... Nu pleacă ca precum mașina, nu, în cheie. Nu, a lăsa multor... Tu ești cu fata ta, nu? Eu și cu Lavinia. A, cu Lavinia, cu colega mea. Sunteți foarte simpatici, da? În glumele noastre. Și vă dați seama că sunt într-un teatru câteva piese care se joacă într-o singură stagiune. Toate trebuie să repete. Este o memorie pe care trebuie să ți-o antrenezi și să ți-o reactualizezi. A fost un artist aici care mi-a spus, m-am dus la o cântare, mi-a cerut cineva o piesă după un an de zile și am uitat. O uitasem. Da. Piesă cunoscută. Aici vedem secvențe din piesă. Din felicitări! Piesă. Ceea ce nu vă dorim este să aveți succes, să vă meargă bine. Uite-l și pe... Americanul, da. Americanul, dragul de azi. Sper să ne vedem într-o zi, să vedem ce mai face. Maestre, te admir pentru felul în care treci Mulțumesc peste toate frumos. Aceste greutăți. Și de atunci când probabil că o să ne ia tristețea și melancolia dintr-un motiv mic și idiot... Să mă sunați, că vă reduc. Da, așa. Vă rezolvă zamzul nostru. Mulțumesc foarte mult. Cu drag.